My name is Joel Benko from the United States. Numele meu este Joel Benko din Statele Unite ale Americii. And I bring greetings to you from Jesus Christ. Vă aduc salutări în numele Domnului Iisus Hristos. The only begotten Son of God. Singurul Fiu al lui Dumnezeu. The one that died. Acela care a murit. The one that rose. Acela care a înviat. And the one that heals our bodies. Și acela care ne vindecă și trupurile noastre. Those that we have prayed for today can be healed. Aceia pentru care ne-am rugat astăzi pot să fie vindecați. And they can be healed because He lives. Și pot să fie vindecați datorită faptului că El trăiește. A dead God cannot do anything. Un Dumnezeu mort nu poate să facă nimica. But because He is a living God, adică He can do all. Faptul că El este un Dumnezeu viu, El poate să facă orice lucru. Amen. Amin. We serve the risen God. Noi slujim un Dumnezeu viat. You know, when David had been delivered from his enemies, acum, uitându-ne în Scriptură și văzând atunci când David a fost izbăvit de toți dușmanii săi, and he was even delivered from the hand of Saul by God. Și chiar a fost izbăvit și de mâna lui Saul de Dumnezeu, because of what God did for him, datorită faptului a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, David sat down and wrote a psalm. David s-a așezat și a scris un psalm. And this psalm is Psalm 18. Și psalmul acesta la noi se găsește psalmul 18. All because of what God did for David. Totul este datorită faptului a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru David. David said, God, I love thee, O Lord, my strength. Și David spune, Doamne, te iubesc din inimă, tăria mea. But he says, Lord, not only are you, do I love you. Și el spune, nu doar că te iubesc, Doamne. But he says, you are my rock. Tu ești stânca mea, Doamne. This platform has got strength to it. Această platformă are, este așezată pe ceva, are putere. And it's fairly solid. Și este destul de solidă. But it's not as solid as a rock. Dar nu este așa de solidă ca o stâncă. See, a rock is not easily broken. Pentru că o stâncă nu este sfărâmată ușor. But not only did David say, God, you're my rock. Dar nu doar faptul că David a spus, Doamne, Tu ești stânca mea. But he said, God, you're my fortress. Doamne, Tu ești cetățuia mea. And you're my strength. Tu ești tăria mea, Doamne. In the United States, în Statele Unite ale Americii, I'm a contractor. Eu fac contracte. I do building. Eu construiesc clădiri. I know how important it is to have a good foundation to start with. Eu știu cât de important este ca să fie o fundație solidă. For this church to be built on sand, ca această clădire a bisericii să fie zidită pe nisip, would be foolish. Ar fi o nebunie. It has to be founded upon a solid foundation. Trebuie ca să fie stabilită pe o fundație, pe un teren solid. That way when the storms come, atunci când vor veni furtunile, and when the winds blow, atunci când vor bate vânturile, the wall and the building will stand. Și zidurile și clădirea va rămâne în picioare. God wants our life to be like that. Dumnezeu vrea ca și viețile noastre să fie în felul acesta. He knows if our life is founded upon Him. El știe că dacă viața noastră este temelia, este zidită pe El. And on that solid rock. Pe această stâncă tare. He knows. El știe. That when storms come in our life. Atunci când vor veni furtuni în viețile noastre. And storms will come. Și furtunile vor veni. Wind will blow. Și vânturile vor bate. Trials and temptations will come our way. Și necazuri și încercări vor veni în viața noastră. But like Paul said. Dar așa cum a spus Apostolul Pavel. None of these things move me. Niciunul din aceste lucruri nu mă plintește. Because I've got my mind made up. Pentru că eu m-am pus mintea, m-am setat. That no matter what comes my way. M-am propus că orice ar veni în viața mea. I will stay faithful to you, O God. Eu voi rămâne credincios tare pentru Tine, Doamne. My rock and my strength and my fortress.
tu să fii cetățuia mea, tu să fii stânca mea, tu să fii adăpostul meu. And it's good to be on a solid foundation. Și e bine ca să fii așezat pe un teren solid. But that's only the starting point. Dar asta e doar începutul. He instructs us in Ephesians 6. În Efeseni capitolul 6 ni se spune to go to the dressing room. Să mergem în camera de îmbrăcăminte. Many of the women here today. Multe dintre femeile de astăzi. When you go to the shopping mall, când mergeți la mall, la cumpărături, many of you will go into a dressing room. Multe dintre dumneavoastră mergeți în camera de probă. And will try on garments. Și vă faceți acolo, faceți probă la îmbrăcăminte. But God is saying today. Dar Dumnezeu ne spune nouă astăzi. That once your foundation has been set. După ce ți-ai pus, ți-ai stabilit fundația pe stâncă, pe Hristos. That He wants you to go into the dressing room of God. Apoi du-te la cabina și la cabină și îmbracă-te. And in that dressing room is armor. Și în această încăpere nu te îmbraci cu haine obișnuite, ci cu armura lui Hristos. The armor of God. Armura lui Dumnezeu. Ephesians chapter 6. Efeseni capitolul 6. Paul writes and says this. Apostolul Pavel scrie și ne spune în felul următor. He says, finally, my brother. Încolo, fraților. Be strong in the Lord. Întăriți-vă în Domnul. And in the power of His might. Și în puterea tăriei Lui. He says, put on the whole armor of God. Și el spune, îmbrăcați-vă, puneți-vă pe voi toată armătura lui Dumnezeu. He didn't say part of it. Nu spune doar câteva. Go all the way. Nu doar unele, ci toate. Because the enemy today is not playing games. Pentru că dușmanul de astăzi nu se joacă. He is faithful. El este credincios. He is serious about what he's doing. El este foarte serios în ceea ce face. He comes to steal and kill and destroy. El vine să fure, să junghe și să prăpădească. When we have our armor. Dar atunci când noi ne punem toată armătura. And we're found upon that foundation. Și când rămânem pe această fundație, pe această temelie, we cannot be defeated. Noi nu putem să fim doborâți sau înfrânți. No matter what comes over. Nu contează ce vine în viața noastră. If you have to go blind through this life. Dacă ar fi să treci ori prin viața aceasta. It's worth it. Se merită. If you got to go without arms and legs in this life. Dacă mergi poate fără o mână sau fără un picior în viața aceasta. It's worth it. Se merită. For him to say one day, well done. Pentru că într-o zi, acolo în ziua glorioasă, you are good and faithful servant. Rob bun și credincios. And one day he will say that to us. Și într-o zi îți va spune lucrul acesta. We said earlier about the soon coming of Jesus Christ. Se vorbea aici de multe ori despre venirea Domnului Iisus Hristos. He's coming back sooner than we think. El vine mai curând decât ne gândim noi. But until he comes back, we need to fight. Dar până când el se va reîntoarce, noi trebuie să continuăm lupta. And we have to be equipped. Și noi trebuie să ne echipăm. We have to be equipped with the armor of God. Trebuie să ne echipăm cu armătura lui Dumnezeu. The armor of God consists of. Și armătura lui Dumnezeu este compusă din. He also says that we do not wrestle against flesh and blood. Dar vreau să citesc înainte spune așa că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. But we war against spiritual darkness. Ci avem de luptat împotriva căpeteniilor. In this world against spiritual wickedness, it's also in high places. Împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. But he says to take unto you the whole armor of God. Dar spune, de aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu. That we may be able to withstand or stand in the evil day. Ca să puteți să vă împotriviți, sau în Biblia în engleză, să rămâneți în picioare, să stați acolo. It doesn't matter where you live in this world. Nu contează unde locuiești în această lume. We are living in a very evil day. Noi locuim și trăim în zile foarte rele. Most people do not reverence God anymore. Majoritatea oamenilor
nu îl mai venerează pe Dumnezeu. They don't pray like they should anymore. Nu se mai roagă așa cum ar trebui. They don't fast like they used to. Nu mai postesc așa cum ar trebui. But Jesus tells us that in the last days. Dar Hristos ne spune că în zilele din urmă. That when there will be a great falling away. Mulți vor cădea. He means within the church. Și asta se referă la cei din biserică. Let us not be part of that. Haideți să ne propunem să nu fim din categoria aceasta. He tells us to stand. El ne spune să rămânem, să ne împotrivim, să stăm. He says to have our loins girded about with the truth of the word of God. Să avem mijlocul încins cu adevăr. He also went a step further about the breastplate of righteousness. Și de asemenea să ne îmbrăcăm cu plasoșa neprihănirii. That's to protect this part. Asta ne protejează partea aceasta a trupului. And he said to have your feet shod with the preparation of the gospel. Și apoi spune, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. But he said, above all of that, take the shield of faith. Dar el spune aici, Apostolul Pavel, pe deasupra tuturor acestor lucruri, luați și scutul credinței. He says, without faith, it is impossible to please God. El spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. For he that comes to God must believe that he is. Pentru că acela care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este. And that he is a rewarder of those that diligently seek him. Răsplătește pe cei care îl caută. You got to go after God. Tu trebuie să îl urmezi pe Dumnezeu, să mergi după El. You go toward God, God will come toward you. Pentru că dacă tu mergi cu Dumnezeu și Dumnezeu va merge cu tine. God desires a relationship with you. Dumnezeu dorește o relație cu tine. A personal relationship. O relație personală cu tine. When we have on this armor, când punem pe noi această armură, then we take it another step further than this. Mergem mai departe. Then we can get to a point where we can take a position. Apoi trebuie să mergem mai departe și să luăm o poziție. God wants you to take a position in Him today. Dumnezeu vrea ca tu să iei, să ai un loc în El astăzi. I was here last January. Am fost aici în ianuarie anul trecut. And I was very sick. Și eram foarte bolnav. Lucie's wife was very gracious to me. Fratelui Luci a fost foarte bună cu mine. And came to my aid. Și a venit ca să mă trateze. But God also touched me. Dar de asemenea l-a rugat pe Dumnezeu și El s-a atins de mine. Shortly after I got back to the United States. Foarte curând după ce m-am întors în Statele Unite. I had an accident. Am avut un accident. And I cut off two of my fingers. Și am tăiat două din degete. Completely off. De tot. Complet. To a point where they were amputated. Și au trebuit să fie amputate. But God gave me peace. Dar Dumnezeu mi-a dat pace. When I got to the hospital. Când am ajuns la spital. They made me sign a consent form saying that if they could not put them back on, that it was okay to leave them off. Și au ajuns la concluzia să mă convingă că dacă nu pot să le pun la loc, e bine și așa și fără ele. I work with my hands for a living. Eu lucrez cu mâinile mele ca să câștig existența. And God knew this. Și Dumnezeu a știut lucrurile. He knows all things. Pentru că El știe toate lucrurile. When I was in the emergency room, când eram la urgență, the doctors had no hope. Doctorul nu a avut nicio speranță. My limbs had died. What? They had died. My fingers had died. Dar deja erau moarte, nu mai aveau legătură. But when I got into the operating room, dar când am mers în camera de operație, unbeknown to me, fără să știu, because I was asleep, eram pus să dorm, the doctor took a chance. Doctorul a spus să-i dăm o șansă. He took my fingers and pushed them back on my hand again to see what would happen. Luat
bucățile de degete și le-a pus înapoi acolo, să le-a legat împreună, să vadă ce se întâmplă, cumva. And when he did, it came back to life. Și când a făcut lucrul acesta, au revenit la viață. Aleluia! God is good. Dumnezeu este bun. That is a miracle in my life. Aceasta este o minune care s-a întâmplat în viața mea. God proved himself to me once again. Dumnezeu m-a dovedit din nou. It pays to take a position in God. Că trebuie să plătești un preț ca să iei o poziție în Hristos. It pays to know who you are in Him. Trebuie să plătești pentru ceea ce ești tu în El. Because when you know who you are in God, pentru că atunci când tu știi cine ești în Hristos, God looks upon you like you're a tree. Dumnezeu se uită la tine ca și la un copac, la un pom. In the very first Psalm, și chiar în primul psalm, we're like a tree planted by the rivers of water. Noi suntem ca un copac care este plantat lângă un izvor de apă. And our leaf will not wither. Și frunzele noastre nu se vor veșteji. And whatever we do will prosper. Și tot ce începe, spune Psalmul 1 cu versetul 3, duce la bun sfârșit. But it's a funny thing about a tree. Dar este un lucru interesant despre un copac. When a tree is first planted into the ground, când un pom este prima dată sădit în pământ, a wind or a storm could come by and easily blow it over. Vântul sau furtuna poate să vină și să culce la pământ foarte ușor. But the longer that tree stays in that position, dar cu cât mai mult rămâne acest copac în poziția aceea, those roots in that tree start to go down. Este prins la început, dar după aceea rădăcinile încep să se ducă în pământ. And those roots get deeper and deeper. Și rădăcinile se adâncesc tot mai mult. God is saying to us tonight, Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, if we take our position, dacă ne luăm poziția noastră, and we stay in that position, și rămânem în la locul nostru unde ne-a așezat El, don't be moved by nothing that comes your way. Nu vei fi mutat de nimic care va veni în calea ta. Things are going to happen in our life that we don't understand. Lucruri se vor întâmpla în viața noastră pe care nu le vom înțelege. But God will bring us through all of that. Dar Dumnezeu ne va trece prin toate aceste lucruri. He wants us to be a people that is not easily moved. El vrea ca noi, credincioși, să fim oameni care să nu fim purtați de orice vânt încoace și încolo. So this morning, deci, în această dimineață, I believe that God can help us through all of that. Eu cred că Dumnezeu ne poate ajuta în toate lucrurile. I believe that when hardships come our way, eu cred că atunci când probleme vin în viața noastră, I believe we can stand. Eu cred că putem să rămânem tari. I think when trials and temptations once again comes our way, necazuri și ispite care vin în viața noastră, we can stand. Noi putem să rămânem tari. If we lose our job or we're looking for a job, we can still stand on the promises of God. Dacă ne-am pierdut serviciul sau căutăm serviciu, suntem fără serviciu, și atunci putem să rămânem tari în Domnul. If you get to a point where all your friends walk away and you don't understand why, you can still stand. Când ajungi la un moment dat când prietenii se duc, nu înțelegi de ce, din jurul tău, tu poți să rămâi tare. I know when we fall into financial difficulty or problems sometimes, we can stand. Trecem și prin probleme financiare de multe ori și atunci putem să rămânem tari în Domnul. See, the Bible tells me that Noah, vedeți, Biblia ne spune despre Noe, took a stand, a luat poziție, and believed God and built an ark for the saving of his family. Și l-a crezut pe Dumnezeu și a construit o corabie pentru el și familia lui. Noah could have ignored God. Noe putea să-l ignore pe Dumnezeu. He did not have to build an ark. Nu trebuia să putea să nu construiască acea corabie. But he trusted God and built that ark for the saving of his family. Dar el s-a crezut în Dumnezeu și a construit această corabie pentru salvarea familiei lui. The Bible also tells him about a man by the name of Moses.
Biblia ne vorbește de asemenea de un om pe nume Moise. That he had a stuttering problem. Pentru el avea probleme cu vorbirea, era bâlbuit. He couldn't speak real well. Nu putea să vorbească prea bine. But God called him. Dar Dumnezeu l-a chemat. And at the end he made a stand against Pharaoh for the release of God's people. Și a plebuit, a fost un moment în viața lui când a trebuit să stea, să se ridice și să stea împotriva lui Faraon pentru poporul lui Dumnezeu. And it all happened because he took the position. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că el a luat și a luat poziția, locul unde l-a pus Dumnezeu. He knew who he was in God. El știa cine este în Dumnezeu. Amen. Amin. The Bible also tells me about three Hebrew boys. Biblia de asemenea îmi vorbește mie despre trei băieți evrei. About Shadrach, Meshach, and Abednego. We've heard this story many times. Știm despre Shadrach, Meshach și Abednego. Auzim de multe ori despre ei. The Bible tells us that they absolutely refused. Biblia ne spune despre ei că au refuzat categoric to bow to an image. Ca să se închine unei imagini. That was not of God. Care nu era Dumnezeu. They refused. Au refuzat. Even being thrown into a fire pit, a furnace. Chiar amenințat și după aceea aruncat în cuptorul aprins. They took a position because they knew that God would deliver them. Ei au rămas tari, încrezători, pentru că știau că Dumnezeu îi va izbăvi. But church today, dar Biserica lui Hristos astăzi, God has an expectation of each and every one of us. Dumnezeu are câteva așteptări de la fiecare dintre noi. He expects us to find our place, a position. El vrea ca fiecare dintre noi să ne găsim locul în trupul lui Hristos, în Biserica lui Hristos. Within the church and in our family. Și în biserică și în familia noastră. And you take a stand there. Să luăm poziție, să rămânem tari. If your position is coming to church and sitting in that chair and praying, then that is your position. Dacă poziția ta și locul tău în biserică este să vii aici și să te rogi pentru lucrarea aceasta, asta este locul tău. Rămâi acolo la locul tău. If your position is to pray and undergird your pastor, then stand there. Dacă poziția ta este să porți armura păstorului, să fii purtător de armură, să te rogi, să-l susții în rugăciune, rămâi acolo în lucrarea aceasta pe care ți-a încredințat-o Domnul. In closing this morning, I want to pray for you. În încheierea mesajului meu din dimineața aceasta, aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră. I want to pray that God will give us all a determined spirit. Aș vrea ca să vă rog ca Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi un duh de hotărâre. It seems like daily the world is getting worse and worse and worse. Se pare că lumea în care trăim merge din rău în mai rău. We haven't seen nothing yet. Noi încă n-am văzut nimic. It's going to get real bad. Din ceea ce o să devină, o să fie foarte, foarte rău. Only those that are truly, truly born again by the Spirit of God. Numai aceia care sunt cu adevărat, cu adevărat născuți din nou. And have made their mind up and has taken a position. Și nu numai aceia ci care continuă să fie hotărâți și să rămână pe poziție. So that when you lay your hand down at night you go to sleep. Atunci când îți pleci capul pe pernă. You might say, God, I don't know what tomorrow holds. Poate poți să spui, Doamne, nu știu ce se va întâmpla mâine. But I know you hold my tomorrow. Dar știu că viitorul meu, ziua de mâine, e în mâna ta. And that no matter what I go through tomorrow, iasă prin ce voi trece mâine, my position is in you no matter what. Eu am stabilit locul. Poziția mea este în tine indiferent. Asta voi face indiferent ce se va întâmpla în jurul meu. God, you can depend on me. Dumnezeu nu depinde de mine. I'll be there. Dar eu voi fi acolo. God, I'll be there to lift up your banner. Eu sunt acolo și să ridic steagul de biruință. I'll be there to blow the horn and giant. Eu voi fi acolo ca să scot trâmbița și să sunt de trâmbiță. God, if nobody else will, I will. Doamne Iisuse, dacă nimeni altcineva nu va face, eu voi face. God, let it be me.
Doamne, vreau să fiu eu acela. Let it be you. Haide să fii și dumneatale. God is calling you today. Dumnezeu te cheamă pe tine astăzi. He wants you today. He needs you today. El te cheamă, El te vrea astăzi pentru El în totalitate. This gospel message is so powerful. Această evanghelie, mesajul acestei evanghelii este așa de puternic. It can change a person's life immediately. Poate să schimbe viața unei persoane imediat. And for all eternity. Și pentru întreaga veșnicie. It doesn't matter what we've been through. God is great. Nu contează prin ce am trecut și ce a fost trecutul nostru. Dumnezeu este minunat. I beg you today to take a position. Te implor ca să iei o hotărâre astăzi, o poziție în Hristos. Stand with me. Haide să ne ridicăm la rugăciune. Let's pray. O să vă rog. Almighty God. O, Doamne Dumnezeule cel mare. Father God, your word is very direct. Tată Dumnezeule, cuvântul tău este atât de direct. God, you want us to be people of with victorious lives. Doamne, tu ne vrei ca să fim oameni cu o viață de biruință. Lord, you want us to be a people of power. Doamne, tu vrei ca să fim niște oameni plini de putere. God, you want us to be a people that we can speak to situations in your name. Tu ne vrei, Doamne Iisuse, ca să rostim, să poruncim situații în numele tău. And that those situations will change. Doamne Iisuse, și situațiile să se schimbe. God, you want us to take a position today. Doamne Iisuse, tu vrei ca noi să luăm o hotărâre, o poziție astăzi. God, I pray for each and every man and woman, boy and girl in this sanctuary today. Doamne Iisuse, mă rog pentru fiecare bărbat și femeie, tânăr și tânără în seara aceasta, în dimineața aceasta, astăzi. And Father, I ask you to birth into them. Doamne Iisuse, și mă rog ca tu să te naști. A determination. Și să lași o hotărâre, să, în inima lor să se nască o hotărâre, o determinare. To want to take a stand for you, God. Doamne Iisuse, ca să facă un pas să se ridice în numele Tău, Doamne. God, not a stand that when things come along that we just crumble and fall. Doamne, nu o ridicare și o stare doar atunci când nu sunt vânturi și nu vin probleme în viața noastră. But the type of stand to wear no matter what comes. Dar Doamne Iisuse, o poziție din aceea în care indiferent ce s-ar întâmpla, Doamne, we are still standing. Să rămânem în picioare, Doamne. Father, I ask you right now, Lord God, by the unction of the Holy Spirit. Doamne Dumnezeule, Doamne Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt. God, that you would touch each and every one of us here today. Mă rog să ne atingi pe fiecare dintre noi dimineața aceasta. So that God, when these things come, Doamne, când aceste lucruri vor veni, you will be pleased with us because we have stood. Doamne Iisuse, să fim mulțumit cu noi pentru că noi am rămas tari în Tine. And Father, I ask this in the mighty name of Jesus. Cer toate acestea în numele măreț al Domnului Iisus Hristos. Because Jesus, your name demands attention. Doamne Iisuse, pentru că numele Tău atrage atenția. Your name is above all names. Numele Tău este mai presus de orice nume. And that no man can come to the Father except through you. Și nimeni nu poate să vină la Dumnezeu Tatăl decât prin Tine. For there is no other name under heaven. De aceea știm că nu există un alt nume sub cer. Given among men. Dat oamenilor. By which we must be saved. Prin care noi să putem să fim salvați. God, touch us today. Doamne, atinge-ne astăzi. Make us strong, God. Întărește-ne, Doamne. Make us a mighty fortress. Doamne Iisuse, fă-ne o cetățuie puternică. God, let us go forward in you from this day on. Ajută-ne să mergem cu Tine de azi înainte. In Jesus' mighty name. În numele măreța Domnului Iisus. Amen. Amen. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze.